Prin intermediul unei scrisori, președintele grupului parlamentar Carpatic din Parlamentul Poloniei a mulțumit Universității Ștefan cel Mare din Suceava pentru implicarea valoroasă în derularea proiectului Europa Carpaților și în mod special profesorului universitar dr. Ștefan Purici, prorector al USV, cel care a reprezentat Universitatea Suceveană la cea de-a 30-a ediție a conferinței Europa Carpaților, organizată în cadrul Forumului Economic în luna septembrie în Polonia. În scrisoarea sa, Marek Kukczynski își exprima gratitudinea față de implicarea reprezentantului USV la conferința Europa Carpaților, apreciind că devotamentul față de scopurile comune ale națiunilor implicate, cunoștințele și experiența profesională ale profesorului universitar dr. Ștefan Purici au contribuit substanțial la îmbogățirea conținutului conferinței și la dezbaterea unor aspecte importante pentru viitorul regiunii carpatice și pentru întreaga Europa centrală și de est. Totodată, domnia sa a mulțumit pentru faptul că, participând și implicându-se activ la lucrările conferinței, profesor universitar dr. Ștefan Purici, alături de reprezentanții celorlalte universități membre ale consorțiului Collegium Carpaticum, a dedicat timp și atenție problemelor privind cooperarea în cadrul inițiativei celor trei mări, rolul parlamentarismului contemporan. Numeroasele inițiative din zona carpatică, dezvoltarea sustenabilă din cadrul țărilor membre ale grupului Visegrad, resursele de apă în Carpați, precum și privind viitorul învățământului superior în era pandemiei. Marek Kukczynski și-a exprimat speranța că în viitor va fi întărită cooperarea parlamentară în vederea dezvoltării Europei Centrale și de Est și a promovării acestei regiuni din perspectiva patrimoniului european comun, lăsând conducerii USV invitația de a participa la următoarea ediție a conferinței Europa Carpaților, care va avea loc în prima parte a anului 2021. Dacă contextul epidemiologic va permite organizarea acesteia. Tot cu prilejul acestei scrisori, Marek Kukczynski a anunțat și lansarea proiectului de înființare a unui portal web dedicat subiectelor comune privind Europa Carpaților.